Am sunat, mi-a spus că are aceste două terenuri, mi le-a prezentat. Pe cel mic mi-a spus că vrea la momentul respectiv vreo 9.000 de euro și pe cel mare mi-a spus că vrea 14.000 de euro, 13.000 de euro. Astfel că eu la momentul respectiv i-am spus, domnule, dacă mai îți aduc un prieten, nu ne faci și nouă reducere, cumpăr eu terenul mic și îți mai aduc un prieten care cumpără terenul mare. Și a zis, domnule, hai vorbește, vezi ce prieten poți aduci și îți fac un preț. La momentul respectiv m-am gândit să-l întreb pe Răzvan de la 99 Vehicles, poate vrea și el terenul, cine știe, i-am prezentat ideea mea, poate îi se pare interesantă și am zis să încerc norocul, cum s-ar zice, n-am nimic de pierdut, ajutam și un prieten și ne făcea și o reducere. Răzvan a zis, da domne, sunt interesat, am vorbit cu vânzătorul, mi-a zis, ok, uite, pe cel mic poți să ți-l vând ție cu 6.500 de euro și pe cel mare cu, nu mai știu, 9.000 de euro. Ideea este că cel mare, evident, avea un preț mult mai bun, dar eu nu vreau un teren așa mare, vreau un teren mai micuț pentru ideea asta mea, așa că am considerat că terenul mic este suficient pentru a încerca ideea asta de afacere.